Veniți să aveți deschise scripturile la cartea 2 Petru, capitolul 3 și cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață vom încheia studiul nostru pe cartea 2 Petru. Nu vom uita în mod special de la versetul 10 la versetul 18 felul în care Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Petru ne învață că ar trebui să așteptăm, să anticipăm venirea zilei lui Dumnezeu. Pentru început, v-aș invita să privim pe ansamblu capitolul 3, partea a doua. Versetul 10 ne prezintă, ne anunță Petru venirea zilei Domnului. Spune: ziua Domnului să va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și apoi, de la versetul 11 până la final, Petru ne arată felul în care anunțarea zilei Domnului ar trebui să afecteze acțiunile noastre, trăirea noastră, viața noastră. Uitați cum începe versetul 11. Deci, ce este deci? Ce introduce deci? Când spui într-un discurs sau în vorbirea obișnuită cu cineva, când îi spui deci, ce introduci? O concluzie, fiindcă, să o luăm de la capăt, au venit niște bajocoritori care atacau istoric apariția zilei Domnului. Nu va fi istoric o zi a Domnului. Petru răspunde și apără venirea zilei Domnului, cu argumente scripturale, cu argumente logice. Și apoi el ne arată care este responsabilitatea noastră față de această zi a Domnului. Și anume să ne pregătim, să fim afectați de cuvintele pe care Petru le-a spus, să anticipăm această zi. Dacă și în ultimă instanță, dacă am înțeles argumentele pe care Petru ni le-a adus, dacă am acceptat, am asimilat, da? Că există o zi a Domnului, că ea va veni, că este inevitabil, că este sigură, că Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui, aceste argumente ale lui Petru trebuie să afecteze acțiunile noastre. Ce face Petru aici nu este pur și simplu un joc de idei, un joc logic, niște argumente foarte bine construite, frumos aranjate. El nu prezintă un discurs homiletic. Petru nu spune: sunteți încântați de modul în care eu v-am demonstrat că o să fie ziua Domnului. Nu. Petru dorește ca argumentele lui să afecteze acțiunile noastre de fiecare zi. El ne demonstrează că ziua Domnului este o realitate istorică și această demonstrație, aceste dovezi ale lui trebuie să afecteze acțiunile noastre. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și acesta este un lucru important de observat. Argumentele scripturale aduse în sprijinul unei realități, în cazul nostru realității istorice a zilei Domnului, care este în viitor, trebuie să afecteze acțiunile noastre. Noi nu facem constructe teologice, noi nu facem filozofii, noi nu facem teologie, numai așa de dragul de a ne hrăni mintea noastră cu argumente foarte interesante. Eu mărturisesc că pentru o perioadă destul de lungă de timp, anumite sisteme teologice m-au încântat foarte mult, dar nu exista niciun fel de impact asupra vieții mele. Sau nu unul conștient, sau nu unul care era normal să fie. Noi nu predicăm, noi nu ținem discursuri teologice de dragul discursurilor, ci dorim ca aceste argumente biblice, aceste învățături biblice să afecteze viața noastră, să afecteze viața noastră. Dacă te uiți la capitolul 3, Petru ne arată că niște realități viitoare care sunt istorice, e foarte important de precizat asta, niște realități viitoare care sunt istorice, în cazul nostru ziua Domnului, este o realitate viitoare, dar istorică, trebuie să afecteze și să aibă un impact asupra vieții prezente. Viitorul nostru, care e sigur, istoric, trebuie să aibă un impact sau să afecteze prezentul nostru. Eu dacă trăiesc cu o mentalitate, cu o perspectivă asupra viitorului corectă, dacă am o perspectivă a veșniciei, cum o numim noi în general, corectă, acea perspectivă a veșniciei va modifica realitatea mea prezentă. Cu cât din mintea mea va fi scoasă sau va dispărea sau nu va exista această realitate a vieții viitoare, a zilei Domnului, a veșniciei, cu cât lipsește mai mult, cu atât lucrul acesta se vedea mai mult în viața mea, în preocupările mele zilnice, în felul în care trăiesc.
Este foarte important să medităm și Petru asta face cu noi în capitolul 3. Ne pune să medităm profund, prelung la ceva ce va fi în viitor. Creștinii au fost acuzați deseori au fost acuzați pentru faptul că nu se implică societate suficient de mult, gândindu-se prea mult la viața viitoare. Eu spun că nu este așa și vom vedea că nu este așa. Ne vom implica în societate suficient de mult, dar bine, numai dacă suntem cu o perspectivă corectă asupra veșniciei. Doar așa. Când perspectiva noastră asupra viitorului este greșită, trăirea noastră în prezent va fi greșită. De asta e important să înțelegem, să credem, să primim ceea ce Petru, ceea ce Duhul Sfânt ne spune în ultimă instanță despre viața viitoare, despre ziua Domnului, despre ziua veșniciei. Altfel spus, o meditație corectă la distrugerea acestei lumi nu va genera pesimism. Petru nu spune, auziți, cam cum ar suna în mintea unui om firesc, lumesc, o predică ca asta. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el, cu mașinile noastre, casele noastre, tabletele noastre, banii noștri, va arde. La ce ar duce pe un necredincios o asemenea învățătură? La ce? La disperare, la pesimism. Petru nu spune. Și zice, deci, smulgeți-vă părul din cap. De ciudă sau de disperare? Ce spune Petru? Petru nu trage concluzia asta. Nu spune că învățătura aceasta te duce la pesimism, la disperare. Ci spune, deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? O meditație spirituală duhovnicească la distrugerea acestei lumi nu va genera pesimism, ci va genera o trăire curată, va genera curăție, puritate, sfințenie. Foarte interesant. Aceasta este perspectiva biblică cu privire la viitorul acestei lumi, și anume distrugerea acestei lumi. Nu ne temem să spunem lucrul acesta. Nu uitați contextul larg al capitolului 3, unde Petru spune că ne scrie aceste lucruri și în prima epistolă, și în a doua epistolă, și în capitolul 1, și în capitolul 2, și în capitolul 3, caută să ne trezească mintea sănătoasă prin înștiințări. Petru crede că ceea ce el spune în capitolul 3, adică venirea zilei Domnului, trăirea în sfințenie, raportarea corectă la cuvântul lui Dumnezeu despre care vorbește în versetele 15 și 16, toate aceste lucruri ne vor trezi. Ne vor trezi. Dacă pui invers această realitate, o gândești invers, dacă nu meditezi la ziua Domnului, dacă nu meditezi la viața viitoare, dacă nu meditezi la cuvântul Domnului, dacă nu meditezi serios la responsabilitatea ta de a trăi în sfințenie, ești un om adormit din punct de vedere spiritual. Și el spune, vă scriu despre ziua Domnului, vă scriu despre necesitatea trăirii în sfințenie, vă scriu despre importanța cuvântului lui Dumnezeu în viața voastră ca să vă trezesc. Și dacă există adormire în creștinism, cel mai probabil ar trebui să găsim răspunsuri la această adormire sau motivele la această adormire în acest capitol. Puțină discuție, puțină predicare sau proastă predicare despre venirea zilei Domnului, puțină discuție sau puțină predicare sau proastă predicare despre trăirea în sfințenie, pentru că el spune că lucrurile astea ar trebui să ne trezească, nu să ne adoarmă. Deci este important ca noi să medităm la ziua Domnului. Este important de observat un alt aspect, că anticiparea zilei Domnului, așteptarea zilei Domnului este departe de a fi o stare pur contemplativă. Stăm așa, da, să medităm la ziua Domnului. Este departe de a fi așa ceva. Meditarea la ziua Domnului ne duce la o viață plină de acțiune. Haideți să uităm, să ne uităm la câteva verbe. De la versetul 11 în jos, da? De unde se introduce concluzia. Se va distruge totul, versetul 10, 11. Deci, ce să facem? Ia auziți. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Vedeți? Acțiune. Nu stăm așa într-o contemplare din asta pesimistă, totul se va distruge, n-are sens să ne implicăm, n-are sens să muncim, că totul se facă praf și pulbere. Nu! Acțiune, foarte multă acțiune. Versetul 13. Așteptăm și grăbim venirea zilei Domnului. Versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă! Aici e acțiune, nu e contemplare, nu e inactivitate spirituală, e acțiune, multă acțiune. Versetul 15, să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire.
Versetul 17. Voi deci prea iubiților știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați stăriți de rătăcirea acestor nelegiuiți. Acțiune, versetul 18. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului. Anticiparea, ca principiu general, anticiparea venirii Domnului, zilei Domnului, descrisă la versetul 11, la versetul 18, este o anticipare activă, dinamică, nu inactivă, da? Nu este o stare pur contemplativă. În ultimă instanță, tot ce ai descris la versetul 11 la 18 nu este decât viața creștină. Să te pregătești pentru ziua Domnului nu este decât să trăiești o viață normală de creștin. Haideți să le luăm pe rând, dar întâi cu o perspectivă panoramică. Ia auziți, să avem o purtare sfântă și evlavioasă. E anormal? E ceva ieșit din comun pentru un creștin? Nici vorbă. Doi, să așteptăm venirea zilei lui Dumnezeu. E normal? Pentru, e fundamental. Nu ești creștin dacă nu crezi și nu aștepți venirea Domnului. Nu ești creștin. N-ai nicio treabă. Deci nu există niciun fel de discuție pe treaba asta. Da? În al treilea, în versetul 15, să credem că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. O perspectivă corectă despre mântuire. Asta înseamnă să fii creștin. Apoi el ne introduce Petru niște informații importante despre cuvântul lui Dumnezeu, da? Pavel, care scrie în epistole lucruri grele de înțeles, unele lucruri grele de înțeles, cei neștiutori și nestatornici le răstălmăresc ca pe celelalte scripturi. Petru crede că epistolele lui Pavel sunt scripturi și sunt și celelalte scripturi, da? O convingere corectă despre cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii creștin. Nu este nimic ieșit din comun în asta, da? Pericolul rătăcirilor, târării în rătăciri și în păcat, în nelegiuire, în eroare, da? Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți. Face parte din viața creștine. Aspectul creșterii spirituale, creșteți în harul și în cunoștința Domnului. Face parte din esența vieții creștine. Al avea pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, în centru. Face parte din viața creștină. A lui să fie slavă acum și în ziua veșnicia, dar slavă numai lui Dumnezeu face parte din esența vieții creștine. În ultimă instanță, departe de a inventa noi acum ceva proces special, cum să ne pregătim pentru ziua Domnului și să avem noi nu știu ce secrete ca să fim pregătiți, departe de așa ceva, Petru de fapt ne prezintă ca principiu că trebuie să trăim ca niște creștini. Așa anticipezi venirea zilei Domnului. Fii creștin. Ești creștin? Poartă-te ca unul. Așa anticipezi venirea zilei Domnului. Da? Dacă vă așteptați ca să inventez nu știu ce teologie din asta nouă, vă spun că nu pot să fac lucrul acesta, nu-mi permite cuvântul lui Dumnezeu, trebuie doar să săpăm adânc în ceea ce Petru ne spune că constituie această anticipare a zilei Domnului. Această anticipare a zilei Domnului. În primul rând, Petru spune că anticipăm ziua Domnului, o anticipăm prin purtarea noastră, prin purtarea noastră. Versetele 11 și 12. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice și nu treceți repede peste acest anunț important, toate aceste lucruri au să se strice. Pământul cu tot ce este pe el. Poate ne-ar prinde bine procesul ăsta, să ne luăm să ne scriem cele mai dragi lucruri pe foiță și să spunem asta o să se strice, asta o să ardă cu trosnet, o să se facă praf, 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 praf. Pentru că uneori suntem așa într-o agonie și într-o goană din asta nebună după lucruri și nu ne putem opri din atitudinea asta greșită de când medităm corect la ceea ce se va întâmpla în ultimă instanță cu ele. Toate aceste lucruri au să se strice, da? Și se referă la toate lucrurile fizice, materiale, că cele duhovnicești sunt de altă natură și nu se vor strica, nu sunt stricăcioase, da? Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, meditând la lucrul acesta, spune că efectul va fi că noi vom fi niște oameni care vom avea o purtare sfântă și evlavioasă. Aceste două expresii sau această expresie mai lungă, dacă o luați împreună, se leagă în felul următor. Purtarea sfântă, cred că este generată de evlavie. Evlavie este teama de Dumnezeu, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă conștientizezi prezența lui Dumnezeu în viața ta acum, nu doar apariția lui în ziua Domnului, lucrul acesta te va duce la o purtare sfântă. Veți vedea că de foarte multe ori când trăim cum nu trebuie, lucrul acesta se datorează faptului că uităm prezența lui Dumnezeu. Uităm de prezența lui Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu este aici, Dumnezeu mă vede.
Cine ar putea să stea cu un act în care ar trebui să-și declare, da, acum suntem în vogă la noi discuția despre evaziune, cine ar putea să stea cu un act în față și să-și declare mai puțin din avere ca să aibă nu știu ce beneficii, să spună, Domnul e aici, Domnul e de față, Doamne, cer binecuvântarea ta peste actul ăsta, dă, Doamne, să primești și eu subvenția asta de la stat și să dea o semnătură falsă. Cine ar putea să facă lucrul ăsta decât un om care n-are mintea în cap, la propriu? Un necreștin. N-ai putea să faci asta. Dar poți să o faci uneori ca un creștin pentru că nu trăiești în evlavie, nu trăiești cu frică de Dumnezeu. Nu ești un om temător de Dumnezeu ca un principiu al vieții tale. Ai momente când Dumnezeu pur și simplu e scos complet din ecuațiile vieții tale. Și asta este o problemă. Dar dacă trăiești cu conștientizarea prezenței lui Dumnezeu, lucrul acesta va genera o purtare sfântă. Nu o purtare perfectă, ci înseamnă sfânt în primul rând să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, să te raportezi la standardele lui Dumnezeu, să vrei să trăiești după voia lui Dumnezeu, da? Și să-L slujești pe Dumnezeu. Nu înseamnă că vei fi perfect, dar înseamnă că viața ta va fi o viață care se va vedea că e pusă deoparte pentru Dumnezeu. Indiferent de ceea ce fac, eu fac conștientizat, raportat, definindu-mi fie acțiune după voia lui Dumnezeu. Eu îl slujesc pe Dumnezeu. La lucru slujesc pe Dumnezeu. La școală îl slujesc pe Dumnezeu. Dau teste pentru Dumnezeu. Muncesc pentru Dumnezeu. Am grijă de familia mea pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să trăiesc în evlavie. Și dacă fac fiecare lucru în evlavie, raportat la Dumnezeu, raportat la prezența lui Dumnezeu, conștient de prezența lui Dumnezeu, viața mea va fi o viață sfântă. Nu perfectă, dar o viață care e pusă deoparte pentru Dumnezeu, în care îl slujesc pe Dumnezeu și în care mă raportez doar la principiile lui Dumnezeu. Doar la principiile lui Dumnezeu. Apoi el spune că anticipăm venirea Domnului. Zice, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Bineînțeles, când găsim aici grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, ne trece prin cap următorul lucru. Nu putem noi modifica ziua venirii zilei lui Dumnezeu dacă ne spune să o grăbim. Acum, toate textele foarte clare din Sfânta Scriptură nu ne lasă drept de apel în privința asta. Niciun text, niciun alt text din Biblie care vorbește despre venirea zilei lui Dumnezeu nu ne lasă nici măcar senzația că am putea modifica cu ceva. Citiți 1 Tesaloniceni 4, 5, citiți Apocalipsa. Nicăieri nu-ți lasă sentimentul că Dumnezeu își face lucrurile. Bă, ce fac ăștia? O mai făcut ceva aleșii mei de pe pământ? Păi nu au făcut. Ok, atunci rămâne data stabilită. Poate de asta nu știu, o venit Domnul pe 23 septembrie sau când o proclamat ăștia, că o împins ziua Domnului, în loc să o grăbească, o împins-o mai departe, nu? Tot o modifică și atunci nu există proroci falși. Ei numai au împins ziua Domnului mai departe. Deci se poate abera foarte mult pe tema asta. Niciun text din Sfânta Scriptură nu ne lasă loc de o asemenea interpretare. Ba mai mult de atâta, spune versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. A nu întârzia înseamnă că ai un punct stabilit, cronologic vorbind, istoric vorbind, și că nu întârzi la data cu tare. Nu întârzi la data cu tare. Nu întârzi în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Unii cred asta. Păi Petru nu-i schizofrenic care în două versete mai departe să spună, mă, de fapt grăbiți venirea zilei lui Dumnezeu, faceți cumva nu să se întârzie, dar să vină mai repede. Nu, ziua e stabilită, Dumnezeu nu modifică lucrul acesta. Atunci ce înseamnă? Cum înțelegem aceste două verbe pe care trebuie să le înțelegem? Unul legătură cu celălalt, așteptând și grăbind, și să le înțelegem în context. Tot contextul vorbește despre anticiparea zilei lui Dumnezeu. Despre anticiparea zilei lui Dumnezeu, despre așteptarea. Și cred că cuvântul grăbind îl intensifică pe primul, așteptând. Da? Așteptând cu mare grabă, da? Sau așteptând cu nerăbdare venirea zilei lui Dumnezeu. Aceasta este semnificația cea mai simplă a pasajului acestuia, da? Cele două verbe se intensifică, se explică unul pe celălalt, da? Se explică unul pe celălalt și tot pasajul ne arată că despre asta vorbește Petru. Petru vrea să ne spună nu că putem modifica noi ziua lui Dumnezeu, ci că ar trebui să ne modificăm pe noi în lumina zilei lui Dumnezeu. Da, deci nu cred eu că pot să schimb ceva în planul lui Dumnezeu, ci prin puterea lui Duhului Sfânt eu trebuie să-mi schimb viața mea în lumina unei zile fixe a venirii zilei lui Dumnezeu. Da? Oamenii preferă mai degrabă să vorbească despre
despre modificarea zilei lui Dumnezeu, în loc să se gândească că textul vorbește despre a ne schimba pe noi înșine, nu de a schimba data venirii Domnului. Trebuie să ne schimbăm pe noi înșine, prin puterea Duhului Sfânt, bineînțeles, da? Despre asta vorbește textul. Să se facă o transformare în viața mea. Da, înțeleg că omului se pare mai interesant să creadă grozav și să creadă că poate modifica planul lui Dumnezeu, însă lucrul acesta este cu neputință. Ceea ce ni se cere este să trăim corect în anticiparea venirii zilei lui Dumnezeu. Așteptăm și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Nu poți să scapi, citind textul ăsta, de sentimentul ăsta că creștinismul pare totuși puțin așa, sadic. Deci eu trebuie să anticipez, să aștept cu nerăbdare ziua în care, ia auziți, ce se întâmplă? Cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Pentru orice om normal, am spune noi, firesc, orice om normal, firesc, lucrul ăsta pare o nebunie. Cum să aștepte o zi în care se va distruge totul? Ci că să aștept grăbind, să aștept cu nerăbdare, să fac tot ce ține de mine, arătând că pentru mine ziua aia e cea mai importantă zi din istoria Universului. Care zi, Domnule? Ziua în care totul se va termina, când va face pulbere totul, va arde tot. Dacă te-ar auzi cineva spune, mă, tu ești puțin dus cu pluta. Asta ți-ar spune un om firesc, nu? Ce să spună un om firesc? Însă, următorul aspect descris de Petru ne arată că dorința noastră, așteptarea noastră, nu este pentru distrugerea în sine, ci și pentru alte lucruri care se vor întâmpla atunci. Că Petru merge mai departe și ne arată în versetul 13, nu doar care trebuie să fie purtarea noastră, prin care arătăm că suntem nerăbdători să vină Domnul, ci care este pasiunea noastră. Care este pasiunea noastră? Ia auziți ce spune Scriptura. Versetul 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dacă ai merge pe prima parte, negativă, în care totul se face praf și pulbere, într-adevăr, cineva ar trage concluzia că nu ești în regulă. Dar dacă ieși versetul următor și nu-l scoți din context pe primul, dacă ieși versetul următor, atunci perspectiva într-un fel se echilibrează. Perspectiva aceasta se echilibrează pentru că noi nu dorim doar distrugerea vechii creației sau dacă o dorim, dorim distrugerea vechii creației, o dorim pentru că vrem să avem o nouă creație. De ce vrem o nouă creație? Pentru că spune el în versetul 13 că în această nouă creație unde sunt cerul noi și un pământ nou va locui neprihănirea. Cred că ăsta ar trebui să fie cel mai mare vis al nostru. Un creștin care toată viața lui a făcut luptă cu păcatul. Un creștin care a ajuns să fie scârbă de el însuși zi după zi, an după an, datorită păcatelor sale. Un creștin care îl iubește pe Dumnezeu și simte în sufletul lui ce înseamnă să-L ofenseze pe Dumnezeu datorită păcatului. Gândul la o lume în care va fi neprihănit este cel mai frumos gând care l-a avut vreodată. Viziunea asta cu privire la veșnicie este cea mai extraordinară. Ar da totul! Eu am stat odată cu o persoană înstărită și am discutat cu persoana asta, cred că până la ora 4 dimineața. Avea anumite păcate în care trăia și a spus, aș fi în stare să-mi dau toate afacerile, tot, să știu că scap de porcăriile astea și de mizeriile astea în care trăiesc. Numai un om născut din nou, care îl iubește pe Dumnezeu, numai un om născut din nou care a gustat de ce înseamnă să trăiești în neprihănire, în sfințenie, numai un om care are viața înclinată spre Dumnezeu, numai un om care a înțeles ce înseamnă viața în despărțire de Dumnezeu, ar putea să abandoneze totul și să spună, ducă-se totul! Îmi doresc o lume în care să fiu neprihănit. Nu vreau o lume în care să fiu liber, să aleg între bine și rău. Vreau o lume în care să aleg liber numai binele, numai neprihănirea. Să nu existe varianta păcatului pentru mine. M-am săturat de lumea asta. Pentru un creștin, lumea viitoare în care va fi doar neprihănire este cel mai frumos lucru la care se poate gândi. Este pentru noi lucrul ăsta? Este pentru noi lucrul ăsta sau nu este? Asta este pasiunea noastră. Dacă ar fi să dai, mulți oameni discută, cum știi că ești născut din nou? Și spune, avem mai multe teste, hai să ne ducem în Biblie, să adunăm tot felul de teste, să ne dăm seama că suntem născuți din nou sau nu. Ăsta este un lucru. Care este tânjirea principală a ființei tale? Care este inclinația principală a vieții tale? Este o inclinație spre sfințenie, spre neprihănirea lui Dumnezeu, da sau nu? Dacă este asta,
Gândul la veșnicie este cel mai frumos gând care l-ai. Ducă-se toate lucrurile pe care le-am. Și dacă aș duce cel mai bine din lumea asta sau din țara asta, gândul la veșnicie este cel mai frumos gând pe care îl pot avea. De ce? Nu doar pentru că nu va fi o creație stricăcioasă, ci pentru că în creația aceasta va locui neprihănirea. Și vreau și eu să fiu în locul acela. Cred că Royal zicea, să nu crezi că Dumnezeu o să te chinuiască în veșnicie. Toată viața ta ai urât sfințenia și pe sfinți, să nu-ți treacă cumva prin cap că Dumnezeu o să te pună o veșnicie întreagă să stai lângă oameni pe care nu i-ai plăcut toată viața ta. Nu. Dumnezeu pe oamenii pe care îi duce în veșnicie îi pregătește încă de pe pământ să fie pregătiți, să fie potriviți pentru locul acela. Sunt eu, sufletul meu, inima mea născută din nou, este potrivită pentru locul acela? Este. Dar dacă eu nu sunt născut din nou, eu nu sunt potrivit pentru locul acela. În inima mea este tot ce poate fi în opoziție cu neprihănirea. Și atunci nu voi ajunge acolo. Fără doar și poate, nu voi ajunge acolo. Și de fapt am putea spune că textul acesta este un text evanghelistic în ultimă instanță. Să ne întrebăm fiecare dintre noi cu cea mai mare seriozitate. Pe Dumnezeu nu-L interesează nici cultele noastre, nici etichetele pe care ni le punem noi pe frunte sau pe internet sau pe unde mai vrem noi. În ultimă instanță ce contează este dacă inima noastră dorește neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă dorește sfințenia. Dacă în inima noastră există un râu, dacă în inima noastră pulsează inima aia nouă și spune vreau să fiu sfânt, m-am săturat de păcat. Nu-mi pun sub semnul întrebării mântuirea sau siguranța mântuirii. M-am săturat de păcat. Eu doresc sfințenia lui Dumnezeu nu fiindcă mă tem că Dumnezeu dă cu mine de pământ și mă trimite în iad. Eu doresc sfințenia lui Dumnezeu că Dumnezeu a pus în mine gustul ăsta pentru sfințenie. E ca și cum ai fi gustat pentru prima dată o mâncare bună și din punctul acela îți place mâncarea aceea. Pur și simplu îți place. Ai un gust pentru lucrul acela. Dumnezeu ne-a dat în nașterea din nou un gust pentru viața viitoare, pentru că natura vieții viitoare, în esență, nu este o natură materială, ci este o natură spirituală, și anume sfințenia, neprihănirea. Dacă nu ești potrivit de pe pământ pentru veșnicie, nici nu vei ajunge în cerul nou și în pământul nou. Nici să nu pui semnul întrebării chestiunea asta. Prin Evanghelie știm fiecare dintre noi că Dumnezeu ne dă neprihănirea Fiului Său, ne iartă păcatele și ne face potriviți pentru veșnicie. Și mai mult decât atât, pune noi un principiu de viață nou care ne face să tânjim după această neprihănire. Asta este pasiunea vieții omului necredincios. Asta este pasiunea vieții omului necredincios. Uitați-vă care este preocuparea acestui om. Versetul 14 spune, de aceea, este tot o concluzie, tot merge cu concluzii Petru până la final, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri. El ia de la sine înțeles că așteptăm asta. Ce așteptăm? Să se ducă creația aceasta și să vină noua creație în care va locui neprihănirea. Da? El pornește la premisa că noi așteptăm aceste lucruri. Un creștin adevărat așteaptă lucrurile astea. Unul care crede că este creștin, are o formă de evlavie, dar tăgăduiește puterea lui Dumnezeu în viața lui, nu așteaptă venirea zilei lui Dumnezeu. Da? Nu așteaptă venirea zilei lui Dumnezeu. Un om care așteaptă lucrurile acestea spune, fiindcă așteptați aceste lucruri, este un dat, e stabilit, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Pasiunea pentru un lucru ne împinge la niște eforturi inimaginabile. Pasiunea pentru un anumit lucru. Și uitați-vă în jurul dumneavoastră, în lumea firească. Când un om are o obsesie, are o pasiune, e în stare să facă orice pentru lucrul ăla. Poate să-și vândă casa, poate să-și lasă copiii flămânzi. Are o obsesie, are o nebunie, are o prostie în capul lui și își dă totul pentru obsesia aia lui, pentru pasiunea aceea lui. Dacă noi așteptăm lucrurile acestea, dacă asta e premiza vieții noastre, noi nu vom începe să ne punem sub semnul întrebării acțiune. Dom'le, ce trebuie să fac ca să zică Dumnezeu că e ok? Nu! Întrebarea care se pune în ultimă instanță este care e pasiunea vieților noastre? Care e așteptarea? Care e afecțiunea principală a vieții noastre? Este o predică vestită care a fost predicată acum vreo câteva sute de ani, în care ideea de bază este că o afecțiune greșită nu poate fi biruită decât prin o afecțiune mai puternică decât aceea. Da? Viața mea veche are niște afecțiuni, niște pasiuni, îmi plac anumite lucruri. Eu sunt eliberat de plăcerea pentru lucrurile acelea pentru că Dumnezeu implantează în mine niște plăceri mai, cu o putere mai mare, mai intense decât plăcerile acelea vechi. Da? Dacă înainte am iubit păcatul, Dumnezeu pune o plăcere mai puternică, mai intensă pentru sfințenie. Dacă înainte am iubit viața fără Dumnezeu, Dumnezeu pune în mine o plăcere, o afecțiune mai puternică pentru Dumnezeu și pentru lucrurile lui Dumnezeu.
Dacă nu am lucrul ăsta în viața mea, degeaba mă duc la acțiuni. Ce trebuie să fac? Nu ce trebuie să fac. Întrebarea este care este pasiunea vieții tale. Ce e în inima ta? După ce tânjește viața ta? După ce tânjește viața ta? Uitați ce spune. Dacă avem această așteptare, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Pasiunea principală a vieții noastre, preocuparea noastră principală, este ca Dumnezeu să ne dea, dacă aș putea spune așa, o notă pozitivă. Nu omul. E important să fim mărturie înaintea oamenilor. Dar început de la coadă, dacă vrei să fii mărturie înaintea oamenilor, ca lui Dumnezeu să-i placă de tine. Nu, caută să-i fii plăcut lui Dumnezeu și dacă cauți să-i fii plăcut lui Dumnezeu în toate lucrurile și când te vede cineva și când nu te vede cineva, fii sigur că vei fi o mărturie înaintea oamenilor. Cu siguranță că în ultimă instanță, la final, va conta cum mă va găsi Dumnezeu. Nu o să zică Dumnezeu, mă, voi ce părere aveți despre viața lui ăsta? Nu, ultimul lucru care va conta e cum voi fi găsit, spune aici, înaintea lui. Și Dumnezeu vrea să fiu găsit înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. De ce spune Petru fără prihană, fără vină și în pace? Păi pornim din nou de la premiză. Fiindcă așteptați aceste lucruri, adică care? Lumea viitoare, vei trăi în pace, fără vină și fără prihană pe pământ. De ce? Pentru că nu mai ești în războiul ăla al poftelor. Să calc pe aia în picioare, să strâng, să fac, să dreg, să construiesc. Nu este o relaxare duhovnicească, lăuntrică pe care ți-o dă Dumnezeu. Dom'le, eu aștept altceva. Eu nu o să calc pe nimeni în picioare ca să câștig lucrurile. Eu nu o să îmi vând sufletul și veșnicia pentru lucrurile acestea. De ce? Că eu aștept altă lume. Și lucrul ăsta îți va da o pace lăuntrică, îți va da pace în relație cu ceilalți oameni, va stinge războiul poftelor din inima ta și războiul cu ceilalți oameni. Și te va ajuta să trăiești în sfințenie, în neprihănire. Dar totul pornește de la această anticipare, de la această așteptare, fiindcă așteptați aceste lucruri. Vedeți, Petru nu spune că viața de credință este ușoară. Că nu este. Ioan ne spune, poruncile lui nu sunt grele. Da, noi trăim în sfințenie, dar nu înseamnă că e ușor. Petru spune, uitați cum zice Petru, siliți-vă. Pavel folosește același cuvânt în 2 Corinteni, îmi spune că ne silim să-i fim plăcuți în orice lucru. Ne silim. N-ai chef. Nu? De multe ori, viața mea de credință a suferit profund o perioadă lungă de timp datorită neînțelegerii acestui lucru. Neînțelegerii esenței disciplinelor spirituale. Nu simt să mă rog. Nu simt să citesc din Biblie și apoi încep să te întreb dacă ești născut din nou. Păi mă întreb dacă ești născut din nou pentru că întâi de toate am fost prost și n-am înțeles ce înseamnă esența vieții. Discipline, tocmai asta înseamnă disciplină spirituală. Că fac, mă disciplinez, mă obișnuiesc, mă deprind să fac un lucru. Nu las ca sentimentele mele să hotărască cum voi trăi eu astăzi. Nu sentimentele mele hotărăsc cum trăiesc eu astăzi, ci voia lui Dumnezeu hotărăște cum trăiesc eu astăzi. Și dacă nu simt să fac, ce fac? Dacă nu simt să fac ceva, ce fac? Îl fac! Mă silesc să fac lucrul respectiv. Și în foarte multe situații, viața de credință constă în a te sili pe tine însuți, în a te împinge pe tine însuți. Dumnezeu îți dă puterea duhovnicească de a te împinge pe tine însuți să faci lucrurile pe care trebuie să le faci, nu lucrurile pe care simți să le faci. Nici nu contează ce simți tu, contează ce vrea Dumnezeu. Și contează ce trebuie să faci. Și în foarte multe situații, luând practic, domenii practice, veți vedea că sentimentele urmează deciziile noastre duhovnicești, silirii noastre duhovnicești. Nu am chef să mă rog. De foarte multe ori m-am rugat și mi-a plăcut după ce am terminat momentul de rugăciune, deși n-am început plăcându-mi. Nu mi-a plăcut la început când am început să mă rog. Nu am chef să citesc din Biblie. Și citești parcă totul e negru în fața ochilor. Dar am perseverat în a citi Sfânta Scriptură și Dumnezeu mi-a deschis mintea și ochii inimii ca să văd frumusețea cuvântului Său și voii Sale. M-am silit să fac lucrul ăsta. Nu că mi-a plăcut să-l fac, nu că am simțit să-l fac, ci pentru că Dumnezeu mi-a poruncit să-l fac. Și anticiparea venirii zilei lui Dumnezeu în felul ăsta se face. Prin silire, mă silesc să fac lucrul ăsta. Vreau cu tot din adinsul să fiu găsit înaintea lui Dumnezeu, fără prihană, fără vină și în pace. Să ne silim la fel și în lupta împotriva păcatului. Niciunul dintre noi nu ne-am împotrivit păcatului până la sânge. Singurul care s-a împotrivit până la sânge a fost Hristos. Dar noi trebuie să urmăm modelul lui.
Să facem tot ce este necesar ca să scăpăm de păcat. Că vedem obiceiuri proaste în viața noastră, să stăm, să medităm, să procesăm. Avem noaptea suficient timp, seara când e liniște, să procesăm. De ce fac din nou și din nou lucrul acela? De ce am obiceiul ăla prost? De ce cad în același lucru? De ce sunt cercul ăsta vicios? Dom'le, ce favorizează? Asta e o decizie radicală. Noi suntem liberi în Hristos, nu o să fac lucrul ăsta. Mi se pare ieșit din comun să fac lucrul ăsta numai ca să scap din obicei prost. Ba da, silește-te. Ia orice decizie necesară ca să scap de lucrul ăla. Trăiește anticipând venirea zilei lui Dumnezeu. Nu ai vrea să te găsească Dumnezeu în lucrul ăla. Nu ai vrea. Fă tot ce este necesar ca să scap de lucrul ăla, ca să ieși din el, da? Asta este preocuparea noastră. Uitați la preceptul nostru sau la principiul care conduce viața noastră și Petru începe să ne vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 15. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Mesajul esențial al Scripturii ăsta este. Biblia e mare. Nu? E lungă Biblia. Cum ai sumariza ce spune Sfânta Scriptură? Eu cred că am putea sumariza în felul ăsta. Mesajul esențial al Scripturii asta este. Îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire. Dumnezeu este îndelung răbdător ca noi să fim mântuiți. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu este ca noi să ne batem joc de ea, ca să profităm de ea, pentru că în ultimă instanță vom plăti pentru lucrul acesta. Scriptura are rolul mântuirii noastre. Spune să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel. Care a fost scopul lui Pavel în epistolele lui? Ca să ne încredințeze că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este o chemare pentru noi la mântuire, la salvare. Pavel, nici Petru, nici Pavel nu ne-a scris ca să ne anunțe că o să fim nenorociți. Ci ne-a scris ca să ne arate calea mântuirii. Ăsta este mesajul esențial al Sfintelor Scripturii. Mulți oameni și-au prins urechile în Biblie cu tot felul de chițibușerel, cu tot felul de lucruri complicate. Eu n-am înțeles aici prin doi împărați, capitolul 3, că aici spune anul cu tare și aici spune nu știu ce an. Și-și ratează veșnicia discutând tot felul de chițibușerel. Biblia nu este o carte de știință. Biblia nu este ca și cum te duce la ghicitor și îți dă răspuns la orice trăznaie care îți trece ție prin cap. Scopul principal al Scripturii este ca să ne aducă mântuire. Ca să ne aducă mântuire. Uitați, Scriptura ne spune că această voia lui Dumnezeu este consemnată, da? Nu doar mesajul Scripturii, care este consemnarea Scripturii. Spune să credeți îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cumva scris. Dumnezeu a dat omului acest har extraordinar, că i-a dat voia lui în scris. I-a dat un scris. Aceasta este metoda principală a lui Dumnezeu de lucru cu omul. Ne-a dat în scris. Ne-a dat în scris lucrul acesta. Cum ne-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel. Asta arată că noi nu avem niciun fel de scuză, mai ales că nu suntem analfabeți. Și dacă am fi analfabeți, învățăm să citim, pentru că vrem să știm care este voia lui Dumnezeu și nimeni să nu o poată ascunde de noi. Și avem chiar în țara noastră, în trecutul recent, oameni care n-au știut să citească, dar au învățat să citească pe Sfânta Scriptură. Au chițibușerit acolo A, B, C, până au învățat toate literele și le-au învățat pentru că au vrut să citească voia lui Dumnezeu ei cu propriul lor ochi. Și au vrut să țină Biblia cu propriul lor mâini, să o înțeleagă ei singuri. Sub lumina și călăuzirea Duhului Sfânt. Biblia este scrisă. Biblia te face și un om înțelept, te face și un om citit. Te alfabetizează Biblia. Pentru că ea este scrisă. Petru ne vorbește și despre inspirația Scripturii când zice aici că prea iubitul nostru frate Pavel a scris după înțelepciunea dată lui. El n-a scris după înțelepciunea din capul lui, după înțelepciunea experienței lui, după înțelepciunea rabinică, după înțelepciunea de la picioarele lui Gamaliel. Petru ne arată importanța, valabilitatea, valoarea Sfintei Scripturi când ne spune că această Scriptură a fost scrisă cu o înțelepciune dată de Dumnezeu, de sus. Ne arată apoi unitatea Sfintei Scripturi când spune ca în toate epistolele lui. Adică Pavel e consecvent în epistole. Nu într-una scrie un lucru și într-o epistolă scrie altceva. Ba mai mult, Petru leagă ceea ce spune el de ceea ce spune Pavel. El spune că există o coeziune, o unitate între Petru și Pavel. Nu doar că există coeziune și unitate între epistolele lui Petru și Pavel, ci între epistolele lor și celelalte scripturi ale Vechiului Testament. Pentru că oamenii, la fel cum tratau epistolele lui Pavel, la fel tratau și
scrierile Vechiului Testament, adică le răstălmăceau spre pierzarea lor. Uitați cum numește, zice ca și pe celelalte scripturi. Da? Epistolele lui Pavel sunt scripturi și mai erau celelalte scripturi. Care celelalte scripturi? Alea care au fost scrise înainte, nu? Alea care au fost scrise înainte. Vedeți? Petru ne arată că există o unitate în Sfânta Scriptură. Avem învățători în creștinism acum care vorbesc despre, domnule, noi predicăm învățătura Domnului Iisus. Ești eretic. Asta ești. Noi predicăm învățătura Domnului Iisus. Pavel a venit după nu știu câți zeci de ani și a predicat justificarea numai prin credință. Și Luther s-a dus să vadă ce spune Pavel, nu Domnul Iisus. N-ai minte în cap. N-ai înțeles unitatea Sfintei Scripturi. Ești un eretic. Ești un răstălmăcești Sfintele Scripturi spre pierzarea ta. Ioan nu l-a contrazis pe Iisus, Pavel nu l-a contrazis pe Iisus, nici Iisus nu l-a contrazis pe Pavel sau ceea ce avea să scrie Pavel în viitor. Că știa ce o să scrie. Nici pe Petru. Nu a existat o coeziune, o unitate în tot ce au spus ei. Dom'le, lăsăm ce au spus ăștia mai târziu. Noi ne ducem la ce s-a spus chiar la început. Chiar la început ce s-a spus. Stai, omule, puțin. Deci este o unitate desăvârșită. Dacă distrugi pe unul, distrugi tot. Sunt oameni care spun, eu personal m-am întâlnit cu asemenea oameni, care spun, scripturile Vechiului Testament prezintă un Dumnezeu așa cum și l-au imaginat ei. Este un nou liberalism în bisericile evanghelice. Decapitări pe acolo, ucideri în masă, aia a fost perspectiva autorului despre Dumnezeu și că poporul Israel vrea să justifice măcelurile lor și cucerirea țării Canaanului într-un mod religios, să justifice prin Dumnezeu ce au făcut ei acolo. Dar nu că aia chiar s-a întâmplat, da? Că chiar au fost real, că Dumnezeu le-a poruncit lucrul ăla. Nu, ăla e un Dumnezeu pe care îl vedem noi în Vechiul Testament, iar în Noul Testament e altceva. Petru nu spune așa. Petru peste tot, Pavel peste tot, își justifică teologia lor cu texte din Vechiul Testament. Iar Petru în locul acesta pune pe Pavel, pe însuși, se pune pe el însuși și celelalte scripturi ale Vechiului Testament pe același piedestal. Toate sunt scrieri sfinte, toate sunt scrieri inspirate, date prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Petru ne spune că scriptura are o profunzime a ei, spune aici așa. Ca și în toate epistolele lui, cum vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles. Vezi, nu spune sunt toate lucrurile greu de înțeles. Cam asta ar fi o perspectivă consecventă ortodoxă, nu în teologie, dar în practică. Nu citi că voi sunteți plebea, prostimea, care nu înțelege ce spune Sfânta Scriptură. Nu stați voi cu Biblia în mână. Că voi nu știți că în Biblie sunt lucruri greu de înțeles. Dar uitați cum spune Petru. Petru spune așa. Sunt unele lucruri greu de înțeles. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, este greu de înțeles că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este mântuire? Greu de înțeles? Nu-i greu de înțeles. Înțelegi că Dumnezeu îți dă spațiu cronologic în timp, istoric vorbind, ca să te pocăiești? E greu de înțeles? Nu-i greu de înțeles. E greu de înțeles că Dumnezeu e bun cu tine, nu că tu ești grozav. Tu ești un nenorocit, un nelegiuit. Dumnezeu e bun cu tine și bunătatea lui te îndeamnă sau te cheamă la pocăință. E greu de înțeles? Nu, mesajul esențial al Scripturii nu e greu de înțeles. Sunt unele lucruri greu de înțeles. Dar și chiar lucrurile acelea greu de înțeles, nu sunt greu de înțeles datorită faptului că ele complicate și Dumnezeu n-a știut să le simplifice. Ci ele sunt greu de înțeles datorită înțelegerii noastre. Da? Datorită greutății și slăbiciunii firii noastre pământești, datorită greutății cu care înțelegem noi uneori și cele mai banale texte din Sfânta Scriptură. Nu problema e la Biblie. Biblia este profundă, Biblia este clară, problema este la mintea noastră, la mintea noastră. Am arătat deja aspectul acesta, autoritatea Sfintei Scripturii, unde Petru pune epistolele lui Pavel pe același piedestal, în aceeași categorie, cu scripturile Vechiului Testament, da? Și le legitimizează. Petru ne spune în final că interpretarea Sfintei Scripturii trebuie făcută cu atenție, pentru că el zice aici așa. Sunt unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și... Dar ascultați cuvântul, e foarte frumos. Cei neștiutori și nestatorii le... Ce trebuie să facem noi cu Biblia? Ăștia le răstălmăcesc. Noi ce trebuie să facem cu ea? Să o tălmăcim. Le-a tălmăcit în toate scripturile lucrurile cu privire la el. Ăștia ce fac cu ele? Le răstălmăcesc. Dar ne spune și de ce le răstălmăcesc. Uitați cum îi numește. Neștiutori. Acum, interesant, cum să stai cu Biblia în mână să fii tot neștiutor?
De să stai cu Biblia, asta e tragedia cea mai mare. Să stai cu Biblia în mână și să rămâi prost. Neștiutor, un ignorant. Și neștiutor, spune, neștiutor și nestatornic și răstălmăcesc epistolele lui Pavel ca și pe celelalte scripturi. Citiți, de exemplu, Romani, când Pavel face referire de multe ori. Cum zic alții despre noi? Despre Harul lui Dumnezeu, despre mântuire, despre elementele principale ale vieții creștine. Ce făceau oamenii ăștia? Le răstălmăceau. Să păcătuim ca să se mulțească. O, zice, Harul e mai mare decât păcatul, zice Pavel. Zice, grozav. Grozav lucru. Asta e o veste minunată. Deci mai suntem sub lege. Nu. O, ăsta e un lucru extraordinar. Deci Harul e mai mare decât păcatul. Cum să facem să fie mai mult Har? Păi dacă Harul e mai mare decât păcatul, ca să fie mai mult Har, trebuie să fie mai mult păcat. Deci sunteți nenorociți. O sânda voastră este dreaptă. Nu asta e învățătura mea. Le răstărmăceau spre pierzarea lor. Și vedeți, Pavel, Petru ne arată în final aici că felul în care tratăm Sfânta Scriptură este fundamental. De ce? Că poți să te pierzi pe tine însuți cu Biblia în mână. Auziți, răstălmăcesc celelalte scripturi spre pierzarea lor. Nu este lipsit de importanță felul în care te raportezi la Biblie. Nu este suficient să spui, am citit Biblia, am citit 5 minute dimineață, dar și eu citesc din Biblie, dar și eu cunosc Biblia. Da, poți să cunoști Biblia, poți să citești Biblia și poți să răstălmăcești Biblia spre pierzarea ta, la fel cum diavolul răstălmăcește Biblia spre pierzarea lui veșnică. În același fel. Nu există niciun fel de diferență. Poroașter spunea la un moment dat, de anumiți indivizi care scot texte din context și le răstălmăcesc, spune, nu mai scoate Biblia din context și o răstălmăci cum face Satana. Nu te asemăna cu Satana, scoțând Biblia din context și scoțând din textele respective ce vrei tu. Așadar, felul în care ne apropiem de Biblie este important. Nu trebuie să spunem că nu ne apropiem de Biblie, ci trebuie să ne apropiem de Biblie cu smerenie, cu sinceritate, în rugăciune, în comunitatea Sfinților, cerând lumina călăuzirea Duhului Sfânt, ca să nu ajungem să folosim această Biblie, această Scriptură spre... Asta este tragedie. Să mori cu Biblia în mână. Să mori neștiutor cu Biblia în mână. Nestatornic. Azi crezi una... Mâine crezi alta, poi mâine crezi alta și tot așa. Da, să te pocăiești de ereziile tale nu-i greșit, lucru pe care l-am făcut și eu, dar să tot te schimbi de la an la an și să schimbi teologiile în funcție de sponsorizările care vin la americani, lucrul ăsta nu-i sănătos. Apoi Petru ne dă o precauție în finalul epistolei și spune voi deci prea iubiților, spune lucrul ăsta din dragoste, i-au zis voi prea iubiților știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. În anticipare, așteptarea venirii zilei lui Dumnezeu, ne spune Petru că vin niște rătăcitori, niște oameni care vor încerca să ne târască, niște nelegiuiți. Și trebuie să avem precauție și ne numește prea iubiților. Deci el în aceeași frază spune sunt niște nelegiuiți, niște rătăciți. Prea iubiților, păziți-vă de ei. El ne avertizează din dragoste. Ce-ar răspunde astăzi biserica? Cu ghilimele de rigoare lui Petru. Petru, nu ești tolerant. De unde duhul ăsta de judecată, răutatea asta, Petru, în tine? Fii ca Domnul Iisus. Păi cum trebuia să le spună nebun și ori ca să fie ca Domnul Iisus? Fii ca Iisus, spune. Fii ca Iisus, nu fii așa rău, fii ca Iisus. Iisus a zis să nu dăm mărgăritare la porci, să ne ferim de lupi răpitori. Sunt ca Iisus, nu asta a spus și Iisus. I-a făcut nebun și ori pe învățătorii mincinoși ai vremii sale. Să fim ca Iisus, morminte văruinte, e mai bine așa? Auziți ce spune Petru? Prea iubiților, din dragoste vă spun lucrurile acestea. Nu vă spun ca să vă otrăvesc, nu vă spun ca să vă fac să fiți răi, nu vă spun ca să priviți cu suspiciune pe oricine. Tu de asta a spus Petru? Petru ne-a spus din dragoste. El a vrut să protejeze adunarea. Și în finalul epistolei sale ne arată că trebuie să trăim cu circumspecție, cu precauție, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri. Vai, sunt atâtea lucruri în biserica de astăzi, trăim vremurile din urmă. De 2000 de ani s-a spus că trăim vremurile din urmă și că între noi se vor vârâ lupi răpitori. Ce te-ai spăriet așa? Biserica trebuie să trăiască cu precauție continuă, știind că lucrurile acestea vor veni, că ne-a anunțat de 2000 de ani. Noi nu suntem de 2000 de ani, dar ne-a anunțat de 2000 de ani. Și lucrurile astea sunt scrise în Biblie. Sunt scrise în Biblie. Zice, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, protejați-vă. Nouă ni se dă puterea aceasta.
Ni se dă discernământul și înțelepciunea ca să-i cunoaștem pe acești oameni. Cum îi numește? Ne arată metoda cu care ei lucrează, zice, să vă lăsați târâți. Nu trebuie să te duci tu după ei. Se ocupă ei de tine. Se ocupă de ei de tine. Îți sucesc mintea cu Biblia? Nu fără Biblie. Îți sucesc mintea și începe să te târască. Cum îi cunoști pe oamenii ăștia? Spune că îi numește așa. Să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți. De rătăcirea acestor nelegiuiți. Aici sunt două lucruri pe care le-aș menționa rapid. Un om care are o teologie care ți se pare interesantă, uită-te la viața lui. Păi, interesantă teologia asta. Uite-te la viața lui. Ce produce teologia aia în viața lui? Pentru că Pavel vorbește la un moment dat despre învățătura care duce la evlavie. Oameni, sau oameni care au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Practic nu se vede nimica. O învățătură care duce la evlavie. Dreptarul învățăturii sănătoase te face un om sănătos, te face un om sfânt, te face un om evlavios. Dar poți să pui și invers lucrurile. Poți să vezi un om trăind așa, din punct de vedere omenesc, foarte bine. Cum zicem noi, mai bine ca un pocăit câteodată. Întreabă de teologia lui. A, frate, nu contează ce credem. Ne unește Domnul Iisus, toți credem Domnul Iisus, contează ce credem. Domnule, nu trebuie să fim atât dogmatici. Să fim dogmatici. Petru menționează lucrurile astea două împreună. Și ceea ce crezi, teologia ta, doctrina ta, teoria ta și felul în care trăiești. Pentru că el spune la un moment dat lucrurile acestea se intersectează. Au o relație între ele. De asta spune Pavel, de exemplu, prezbiterului să păstreze taina credinței, care se referă la învățăturile creștine, într-un cuget curat. Că dacă cugetul tău e spurcat, cugetul tău spurcat va spurca și cuvântul lui Dumnezeu și îl va suci și îl va răstălmăci. Să nu vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți consecvența, să vă pierdeți perseverența, să vă pierdeți tăria, da? Stabilitatea pe calea Domnului. Stabilitatea pe calea Domnului. Și în final, versetul 18, nu trebuie să fim doar precauți, trebuie să progresăm. Să progresăm. Ci creșteți. Cum ați definit creșterea? Înainte să ne uităm la ce spune Petru, cum ați definit creșterea spirituală? Ultimii zeci de ani sunt niște ani în care s-a scris foarte mult despre creșterea bisericii, dezvoltarea bisericii, leadership-ul bisericii, metode de creștere a bisericii, creștere spirituală. Care e metoda creșterii spirituale? 7, 15, 23 de elemente care duc la creșterea bisericii. Auziți ce duce la creșterea bisericii? Creșterea biblică a bisericii. Creșterea biblică a bisericii. Ce folos ar fi să umplem sala asta cu oameni pe care îi ținem în fum și gălăgie și după aia îi trimitem în iad? Cu ce scop? Da, e o creștere. E o creștere, dar nu a bisericii. Poate a sinagogii lui Satan. Dar nu a bisericii. Care e creșterea? Creșteți în harul. Harul este felul în care Dumnezeu afectează, lucrează, impactează viața noastră. Transformă viața noastră. Asta este harul lui Dumnezeu. Da? Este aplicarea harului Dumnezeu în viața noastră. Noi creștem numai prin harul lui Dumnezeu. Creșterea spirituală este un favor al lui Dumnezeu. Creșterea spirituală nu este un rezultat al sforțărilor mele firești. Fiecare punct de creștere, fiecare moment de creștere a meu se datorează harului lui Dumnezeu. Numai harul lui Dumnezeu. Dacă am crescut, e harul lui Dumnezeu. Dacă am lucrat, e harul lui Dumnezeu. Dacă am slujit, e harul lui Dumnezeu. Dar acest har al lui Dumnezeu vine prin cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul se dă doar în relație cu Domnul Iisus Hristos. Și a spus Petru la început lucrul acesta și repetă, spune, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica aceasta, toate bisericile vor avea parte de creștere doar în relație corectă cu persoana Domnului Iisus Hristos. El este Mântuitorul nostru și este și Domnul nostru. El este Cel care ne iartă de păcat, El ne izbăvește de păcat. El este Cel care ne sfințește, care ne dă neprihănirea Lui, dar și Cel care coordonează și domnește în viața noastră. O raportare corectă la Domnul Iisus Hristos va aduce har în viața noastră și creștere spirituală. E simplă metoda creșterii spirituale. Stai aproape de Hristos, leagă-te de Hristos, ațintește-și privirile asupra lui Hristos și atunci harul este turnat în viața ta. Nu este niciun fel de experiență mistică de decuplare a minții în care stăm în transă care să atingem dumnezeirea. Ci creșterea spirituală și harul vine prin cunoașterea. Este o cunoaștere experimentală a Domnului Iisus Hristos, dar cu siguranță nu este ceea ce vedem de foarte multe ori astăzi. Și în final, uitați, extraordinar cum încheie epistola Petru. Și aceasta este responsabilitatea finală a vieților noastre și asta vom face veșnicie întreagă.
A lui? Când spune a lui, este exclusiv. Da? Este soli de o gloria, da? Nu spune a lui, dar nu spune și a să nu fie și a noastră. A lui, da, a lui să fie slavă. Nu spune că numai, nu scrie numai a lui. Pentru că am auzit argumentul acesta împotriva doctrinei justificării numai prin credință, spune, în Biblie nu scrie numai prin credință, spune prin har ați fost mântuiți? Prin credință, nu spune numai prin credință. Ok, pe același raționament poți să spui ca și în pasajul ăsta. Spune a lui să fie slavă, nu spune numai a lui. Dar cine ar îndrăzni să spună că textul nu se referă la asta? A lui? Numai a lui. Numai a lui să fie slava. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni și Dumnezeu nu lasă pe nimeni să jefuiască slava lui. Responsabilitatea noastră finală este să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Și dacă este să dăm slavă lui Dumnezeu aici, este un semn foarte clar că îi vom da slavă și în veșnicie. Și este cel mai frumos lucru pe care îl vom putea face și pe care îl facem, pentru că lucrul acesta umple de satisfacție, de bucurie, de împlinire viața noastră. În ultimă instanță, întrebarea care se pune cu privire la viețile noastre personale și la biserică este dacă prin ceea ce facem îi aducem slavă lui Dumnezeu. Și nu stăm așa într-o meditație din asta transcendentală. Oare aduce slavă lui Dumnezeu ceea ce facem noi? Dacă ai făcut după cuvântul lui Dumnezeu, îi aduce slavă lui Dumnezeu. Chemarea finală a lui Petru pentru noi este să preamărim pe Dumnezeu. Este responsabilitatea noastră continuă. A lui să fie slava acum și în ziua veșniciei și toată biserica să spună Amin. Amin.